Angajații care se confruntă cu situații familiale neprevăzute, cum ar fi îmbolnăvirea sau accidentarea unei rude, au dreptul să lipsească de la locul de muncă pentru o perioadă de până la 10 zile pe an, conform codului muncii. Aceste absențe sunt permise doar dacă angajatorul este anunțat în prealabil, iar zilele libere trebuie recuperate ulterior. Mai exact, codul muncii prevede că angajații pot absenta de la serviciu în cazuri de urgență familială, atunci când prezența lor imediată este esențială din cauza unei boli sau unui accident suferit de un membru al familiei. Cu toate acestea, chiar și în astfel de situații neprevăzute, angajații nu pot pur și simplu să nu se prezinte la locul de muncă. Ei trebuie să informeze angajatorul înainte de a-și lua liberul. Aceste zile pentru situații neprevăzute nu trebuie confundate cu zilele libere plătite acordate pentru evenimente familiale speciale, precum nunți sau înmormântări sau cu concedii fără plată, ce sunt reglementate separat de regulamentele interne sau contractele colective de muncă. Codul muncii limitează la 10 zile lucrătoare pe an calendaristic numărul de zile în care angajații pot absenta din cauza unor situații neprevăzute. Deși nu există o restricție privind modul în care aceste zile pot fi distribuite, ele pot fi luate fie consecutiv, fie separat. Inspecția muncii a clarificat acest aspect, precizând că cele 10 zile pot fi luate toate odată sau fracționat, în funcție de necesități. Zilele libere pentru astfel de situații sunt plătite, dar angajatul trebuie să le recupereze ulterior, stabilind de comun acord cu angajatorul modalitatea de recuperare. În mod similar cu concediul paternal sau concediul de îngrijitor, angajatul nu poate fi concediat pe durata acestor absențe pentru situații familiale neprevăzute. În cazul în care un angajat este concediat și consideră că acest lucru s-a întâmplat din cauza solicitării acestor zile libere, el poate cere angajatorului să furnizeze în scris motivele deciziei de concediere, în plus față de decizia oficială. De asemenea, în calculul duratei concediului de odihnă anual, zilele libere luate pentru situații neprevăzute sunt considerate perioade de activitate prestată, relatează romania.tv.net.